Primul incendiu a izbucnit în jurul orei 4 în satul Vitănești din comuna Sârbii Măgura, la gospodăria unui bărbat. La fața locului au ajuns în cel mai scurt timp pompieri din cadrul stației Scornicești. Incendiul se manifesta la o bucătărie de vară cu flacără și degajări mari de fum. Pompierii au reușit lichidarea incendiului după aproximativ o oră de intervenție continuă. Au ars o parte din bucătăria de vară, o jumătate de tonă de porumb și s-a degradat acoperișul încăperii. Cauza probabilă a incendiului este jarul căzut dintr-un cuptor. Două ore mai târziu, pompierii de la Garda Stoienești au intervenit în comuna Gostavățu cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și aici ardea tot bucătăria și toate bunurile aflate în interior. Nimic din aparatura electrică și electrocasnică nu a mai putut fi salvat. După aproximativ o oră de intervenție, incendiul a fost lichidat. După verificări, pompierii au stabilit că incendiul a izbucnit cel mai probabil de la un aragaz lăsat în funcțiune.